Seara, dragii noștri telespectatori, vă spunem din nou bun venit la întâlnirea cu emisiunea Cuvântul care zidește, de aici, din studioul televiziunii Europa Nova din Timișoara. Cei care nu reușiți să rămâneți până la capăt să vizionați emisiunea noastră, aveți posibilitatea pe rețelele de socializare, pe Facebook unde există un canal al televiziunii Europa Nova, de asemenea pe YouTube, începând de mâine. Astăzi însă, aflându-ne în duminica a 17-a după Rusalii, avem pomenirea unei femei deosebite din ținutul Canaanului, din țara Canaanului mai precis, după cum ne istorisesc cărțile Vechiului Testament. Pentru a desluși Înțelesurile acestei Evanghelii L-am invitat în această seară pe un fost student de la Facultatea noastră de Teologie din Timișoara Fost student adică absolvent Actualmente profesor de religie la școala gimnazială cu clasele 1-8 numărul 25 din Timișoara Și doctorand la Facultatea de Teologie din Sibiu L-ați mai văzut în emisiunea noastră, îl cheamă Tudor Muntean Domnule profesor, bine ați revenit! Bine v-am regăsit, părinte profesor. Totdeauna o să fie o mare plăcere să ne revedem împreună. Îmi pare bine și mie că ați reușit să veniți în această seară. Deci să îi punem în temă pe cei care ne privesc legat de înțelesurile pe care, zic eu întotdeauna, nu le-au prins sau nu le-au auzit citindu-se și respectiv tâlcuindu-se în cuvântul de învățătură de astăzi dimineață din biserici. Dacă ați putea, v-aș propune să. Pentru că aveți Sfânta Scriptură la dumneavoastră, v-aș propune ca, pentru început, să ne spuneți câte ceva despre țara aceasta a Cananului, mai precis, poate chiar despre sau legat de momentul în care poporul lui Israel, poporul ales. Intră sau mai întâi încearcă să intre, și apoi efectiv intră în această țară a Cananului, de unde provine, de fapt, și apelativul femeii din Evanghelia de astăzi, Femeia Cana neancă. Da, după cum știm din uh, canonul Vechiului Testament, țara Cananului, cunoscută ca și țara făgăduinței sau țara unde curge laptele și mierea, a fost țara pe care Dumnezeu o promite poporul evreu, poporul ales după ieșirea din robia Egiptului. Ca, ca, să, putem, ca să putem spune sub uh, conducerea duhovnicească pe care Dumnezeu i a tribule lui Moise. Evrei, poporul lui Israel părăsește ajutat de Dumnezeu fiind Egiptul și robia egipteană. Și după o perioadă îndelungată de timp când ei s-au peregrinat prin pustiu, prin deșert, fiind chiar și o perioadă de curățire pentru ei, pentru că în Canaan nu puteau să intre orși cum. Ei aveau nevoie de o pregătire sufletească, de o întărire în credința în Dumnezeul cel adevărat. Nu avem de unde să știm poate cu exactitate dacă în timpul robiei egiptenelor, li s-a permis să-și exercite foarte mult cultul. Ne putem gândi că, poate, asemenea primilor creștini, și ei poate erau persecutați de către egipteni și nu li se permitea, probabil, să-și manifeste credința. Ori. Cel și... mai probabil, am putea presupune că, așa cum ați amintit, prin analogie cu perioada primelor secole creștine își exercitau cultul lor oarecum în ascuns. Exact. Dar iată că după ieșirea din robia Egiptului și până la intrarea în Canaan, Dumnezeu oferă poporului evreu un răstimp de întărire spirituală, sufletească, a credinței lor, pentru ca apoi să poată să intre în Canaan. Noi creștinii, prin analogie, putem asemăna peregrinarea lor prin Egipt cu viața noastră pe pământ în care alegem să ne luptăm cu patimile, cu poftele, cu păcatele, ieșind din robia păcatului și a morții, ca apoi să intrăm și noi în Cananul Ceresc, în Ierusalimul Ceresc, în împărăția cerurilor. Iar revenind la relatările din scriptură, în primul rând sau prima descriere a cananului o avem în cartea numerii la capitolul 13 mai exact versetele 26 la 34 printre ultimele unde ni se spune că iscoadele trimise de Moise în fronte cu Iosua fiului Navi care apoi a devenit succesorul lui Moise în frontea poporului evreu le relatează ceea ce ei au văzut. Iar acestei scoade spuneau următoarele lucruri și după ce au cercetat ei pământul s-au întors după 40 de zile Deci lor le-au luat 40 de zile să meargă să cerceteze îndeamănunt să vadă obiceiurile îndelenicirile viața lor cotidiană viața lor de zi cu zi Tot o cifră simbolică Tot o cifră profesor. simbolică Așa cum drumul propriu zis s-a durat 40 de ani Exact Iată. Și știm că și Mântuitorul, înainte să-și înceapă activitatea publică, a pus a 40, 40, de zile, zile și 40 de, de da. Mați. Da. Și mergând, au venit la Moise și la Aron și la toată obștea filului Israel la Cadeș, în pustiul Paran, și le-au adus lor și întregii obști vița și le-au arătat roadele pământului aceluia. Apoi le-au povestit și au zis, am fost în pământul în care ne-ai trimis, pământul în care curge miere și lapte și iată roadele lui. Dar poporul care locuiește în el este îndrăsneț și orașele sunt întărite și foarte mari, ba și pe fiul lui Enac am văzut acolo. Amalec locuiește în partea de miază zi țării, Hetei, Hevei, Ebusei și Amorei locuiesc în munți, iar Cananei locuiesc pe lângă mare și pe lângă râul Iordanului. Caleb însă a liniștit poporul înaintea lui Moise zicând, nu, ci să mergem și să-l cuprindem pentru că îl vom putea birui. Observăm că totuși cel din tâi, povestește -o cu oarecare deznădejde, că poate ei nu vor reuși să cucerească cananul văzând belșugul și prosperitatea din el, dar Caleb, una dintre ei, scoade totuși îi întărește în credință arătând că indiferent de puterea, de mărimea sau de bogăția pe care poate să o aibă un dușman, totuși ei dacă ei de lor pe Dumnezeu. exact, ei vor reuși să biruiască. Iar oamenii, cei ce fusese cu el, au zis: Nu putem să mergem împotriva poporului aceluia, pentru că e mult mai puternic decât noi și au împrăștiat printre fiii lui Israel zvonurile despre pământul pe care îl cercetase răzicând pământul pe care l-am străbătut noi ca să-l vedem este un pământ care mănâncă pe cei ce locuiesc în el și tot poporul pe care l-am văzut acolo sunt oameni foarte mari. Acolo am văzut noi și uriași pe fiul lui Enac din uriașilor și nouă ni se părea că suntem față de ei ca niște lăcuste și tot așa le păream și noi lor. Deci totuși vedem aici că unii aveau nădejde și speranță în faptul că vor primi cananul, iar alții nu. Iar a doua oară, când ni se vorbește despre canan, găsim tot în Vechiul Testament, în ultima carte a Pentateuhului, în Deuteronom, chiar la capitolul 34, când Moise, fiind la finele vieții sale, este dus de Dumnezeu ni se spune în s-a suit din șesurile Moabului în muntele Nebo, în vârful Fazga care este în fața Ierihonului și a arătat Domnul tot pământul galat până la Dan, tot pământul lui Neftali, tot pământul lui Efraim și Manase și tot pământul lui Iuda până la Marea cea de la Asfințit. Partea de la mează zia țării, șesul Ierihonului, cetatea palmierilor până la Tsoar. Și a zis Domnul, iată pământul peste care m-am jurat lui Avram și lui Isaac și lui Iacov zicând, semiției tale îl voi da. Te-am învrenicit să-l vezi cu ochii tăi, dar în el nu vei intra. Și a murit Moise robul lui Dumnezeu acolo în pământul Moabului după cuvântul Domnului. Deci iată că ultima întâlnire, să spunem, pământească în trup a lui Moise cu Iahve se întâmplă chiar pe muntele Nebo unde el îi arată frumusețea Cananului. Ceea ce pe noi ne poate trimite cu gândul și la faptul că Moise fiind un drept al Vechiului Testament totuși, ei încă nu aveau acces în rai, ci doar în sânul lui Avram. Deci aceasta poate fi o prefigurare pentru toți drepții Vechiului Testament care au văzut slava lui Dumnezeu, și prin care Dumnezeu a lucrat au lucrat și au făcut minuni însă totuși încă în rai ei nu puteau să intre până nu va până veni până la la ea de mântuitorului. Exact. asta poate fi iarăși o prefigurare sau o învățătură de credință despre starea dreptilor înainte de uh, lucrarea, de economia mântuitorului Hristos da, mi-aduc aminte că Înainte de emisiune chiar vorbeam despre o mănăstire, relatai despre o mănăstire, mănăstirea Sfântul Sava de la Iordan, Sfântul Gerasim, mă iertați, nu Sfântul Sava, unde există ce ai văzut acolo când ai fost? La una dintre anexele exterioare mănăstirii, în cintei mănăstirii, există pe un perete făcut frumos din... Din marmură, dacă nu greșesc, o imagine cu două iscoade care cărau un ciorchine imens de strugure, și chiar de acolo se poate vedea o parte din uh, Muntele Nebu, unde dacă putem sau uh, ne străduim să ne imaginăm, putem vedea poate poporul evreu, poporul ales, cum vine stând și, acolo și privind și spre. Tot acest pământ pe care l-ai detaliat, spre nu până la, mare, de până la mare, până la mare, cu toată geografia lui. Exact, și cu tot belșugul și cu toată bogăția pe care o are Cananul, iar referitor la acest amănunt sau acest detaliu despre laptele și mierea care curge acolo, Părintele profesor Constantin Jinga, părintele de Vechiul Testament de la facultatea noastră, la un moment dat în cadrul unui simpozion spunea că potrivit unor cercetări, chiar în Canan era un belșug foarte mare de miere și de lapte, adică animalele de acolo ofereau cantități foarte mari de lapte și chiar inclusiv albinele, deci se era produsă foarte multă miere cu siguranță și pentru comerț, că probabil nu foloseau doar ei din moment ce erau așa deci cantități însemnate doar... și vindeau altor popoare din prejur sau exact, pentru în alte că, rute ale comerțului. Din punct de vedere istoric totuși au existat legături comerciale între diferitele popoare. Chiar dacă poate înainte sau după au avut conflicte militare, însă totuși între ele în decursul timpului au existat la un moment dat, pentru o perioadă mai scurtă sau mai lungă de timp, înțelegeri tratative de negoți de comerț și astăzi pentru că pentru că dumneavoastră ați amintit că ați văzut acele sculpturi în piatră de la mănăstirea Sfântului Gherasim de lângă apa Iordanului și astăzi dacă vizitezi cetatea, cetatea Capernaum ți se arată un vechi drum de piatră care mai există, bineînțeles, nu mai este folosit, despre care se spune, ghizii spun că pe el mergeau caravane cu diferite produse, diferite mărfuri din Orient și până în Palestina și până mai departe de granițele Palestine. Deci iată că putem presupune și mai mult decât atât putem fi siguri că din acest belșug de miere și de lapte, era suficient, nu și pentru a fi împărțit altora. Deci nu era doar o o, o caracteristică figurativă, da, da. cât se poate și de literară. Noi care astăzi arăta... folosim, există un termen, zice, în cu loc este lapte, este numai lapte și miere, nu? Folosim ca și când mai, din locul respectiv nu lipsește nimic. mai folosim și expresia sânul lui Avram, o expresie da, mai folosită exact. poate și de oameni încă Oamenii mai în vârstă, pentru a arăta o stare de bine, poate, pe care o are cineva în viața pământească. Da, da, exact, exact. Și deci, domnule profesor, iată câteva caracteristici ale țării, nu? Pe care a făgăduit-o Dumnezeu și, ca un Dumnezeu viu și adevărat, s-a ținut de cuvânt, a dăruit această țară poporului lui Israel. Poporului ales. Poporului ales. Iată acum ne întoarcem la Sfânta Evanghelie din Duminica de astăzi, în care Mântuitorul se întâlnește cu o femeie cananeancă, probabil rămasă prin zonă, deși evreii erau majoritari, rămasă prin zonă de la momentul cuceririi țării cananului. Și totuși, din dialogul pe care Mântuitorul îl are cu această femeie, deducem că ea nu, nu credea în Dumnezeul lui Israel. Era o femeie păgână. Nu se închina Dumnezeului cel adevărat. Exact, dar totuși ea află de. Bun. V-aș propune să o luăm ca la școală. Haideți, eventual, citiți ne textul sau Sigur. ce este mai relevant și atunci, pe, pe moment, să vedem cum s-ar uh, explica toate, toate versetele. Această pericopă nu este una foarte lungă este cuprinsă în Sfânta Evanghelie după Matei, capitolul 15, versetele 21 la 28. Și ieșind de acolo a plecat Isus în părțile tirului și ale Sidonului. Și ato o femeie cananeancă din acele ținuturi ieșind striga zicând, Miluiește-mă, Doamne, fiul lui David, fica mea este rău chinuită de demon. El însă nu i-a răspuns niciun cuvânt și apropiindu-se ucenicii lui, îl rugau zicând, slobozește-o, că strigă în urma noastră. Iar el răspunzând a zis, nu sunt trimis decât către oile cele pierdute ale casei lui Israel. Iar ea venind s-a închinat lui zicând, Doamne ajută-mă. Și el însă răspunzând i-a zis, nu este bine să i pâinea copiilor și să o arunci câinilor. Dar ea a zis, da Doamne, dar și câinii mănâncă din fărâmiturile care cad de la masa stăpânilor lor. Atunci răspunzând Iisus i-a zis, o femeie, mare este credința ta, fie ție după cum voiești și s-a tămăduit fica ei din ceasul acela. Aceasta este o evanghelie pe care o întâlnim și la taina Sfântului Maslu, chiar a șasea, penultima evanghelie din cadrul acestui. Deci și de... la taina Sfântului Maslu Sfântului. și într-o duminică, iată, din împărțirea anului bisericesc pe duminici de după rusalie, de după păgurărea Sfântului Duh. Aici observăm un dialog pe care mântuitorul, unul dintre dialogurile pe care mântuitorul Iisus Hristos îl are cu niște persoane de altă credință. Ne mai amintim de dialogul cu sutașul sau cu centurionul roman și de dialogul cu femeia, femeia samarineancă de la fântâna lui Iacov. Iată că Mântuitorul este deschis spre dialogul cu cei care nu erau care nu credeau care nu erau închinători la templu din Ierusalim. Exact, nu erau monoteiști, nu erau închinători, cum a spus, ai Dumnezeului celui adevărat, dar cu toate acestea, iată că ei aveau credința în Dumnezeirea Mântuitorului Iisus Hristos. Nu ni se spune exact dacă ei au luat parte cu ochii lor la minunile săvârșite de Isus sau au auzit personal învățăturile Lui. Poate au auzit din spusele altor oameni, printr-o, putem spune, printr-o predanie, ca printr-o tradiție. Și astfel ei și-au întărit o credință în Dumnezeirea Mântuitorului Isus Hristos. Nu este primul loc în care ni se arată universalitatea iubirii lui Dumnezeu. Adică faptul că Dumnezeu îi iubește și pe cei care nu sunt neapărat creștini. Pe sau toți, necondiționat, pe toți oamenii. Până la venirea Mântuitorului Iisus Hristos închinătorii, închinătorii Dumnezeu ce adevărat. Primul exemplu pe care aș vrea să îl pun în plan este Rut, Rud Moabiteanca, care s-a căsătorit, aflăm din Cartea Vechiului Testament, Cartea Rud, care poartă numele, ea s-a căsătorit cu un israelitean, care apoi moare. Soacra ei îi dă posibilitatea să plece în țara ei, la familiei la neamul ei care într adevăr aflăm că erau închinători la idoli. i au oferit această libertate, însă ceea ce este foarte interesant este că Ruth alege să rămână în familia ei, alege să rămână în credința în Dumnezeul cel adevărat, alege să rămână cu poporul evreu. Deci cu alte cuvinte, alege să rămână lângă Dumnezeu, în credința în Dumnezeul cel adevărat, deși ea are libertatea să plece, totuși conștiința ei alege să rămână în credința în Dumnezeul cel adevărat. Iar un alt exemplu de care am și amintit recent este femeia samarineancă. În Sfânta Evanghelie după Ioan la capitolul 4, versetele 3 la 28, avem dialogul dintre Mântuitorul Iisus Hristos și femeia samarineancă. Iar aici avem un detaliu foarte important. Ni se spune că în Ținutul Locui de Samarinen se afla Fântâna lui Iacov. Fântâna patriarhului Iacov, unul dintre uh, persoanele emblematice ale poporului evreu, totuși. Fântâna lui, și Iacov. Da, uh, Fântâna lui a rânduit Dumnezeu și a îngăduit să se afle tocmai în pământul acesta. Îl putem lua ca pe un semn că Dumnezeu îi cheamă la credința cea adevărată și pe cei care nu erau neapărat din rândul evreilor. Pentru că din 1 Timotei 2 cu 4 aflăm că Dumnezeu voiește ca toți oamenii să se mântuiască și la cunoștința adevărului, deci la credința cea adevărată să vină. Și observăm și în cazul acestei femei o dorință ei de a continua un dialog cu Mântuitorul Isus Hristos. Deci, observăm universalitatea creștinismului, universalitatea sau universalitatea iubirii lui Dumnezeu, care dorește ca toți oamenii să reușească în viața lor să dobândească vrednicia de a intra în împărăția cerurilor. Da, și Evanghelia aceasta de la Evanghelistul Ioan cu dialogul dintre Isus și Femeia samarineancă este subiectul unei evanghelii dintr-o duminică după Paști, Duminica Samarinencii, iată avem și Duminica Cananencii, dar și Duminica uh, Samarinencii, ca pilde de credință pe care și totuși vedeți cum ați subliniat dumneavoastră străine amândouă de templu de Ierusalim, pe care totuși Sfânta Scriptură le-a le înregistrat ca atare. Dar, dar însă totuși chiar dacă ele cum ați precizat sunt Străine Templului din Ierusalim, totuși, ele au. Putem spune că au avut deja o interacțiune cu uh, Biserica, cu Hristos, Templul cel Nou, Biserica Creștină. Bineînțeles, încă nu. Uh, uh, el nu fusese prea slăvit, nu era încă la biserică. Da. Dar totuși, aceste femei au un contact, dacă putem spune în mod figurat, cu primii germeni ai Bisericii. Deci, ele nu au cunoscut, poate, Templul, însă Dumnezeu a îngăduit ca ele au să cunoască Biserica, poate chiar în cea mai incipientă dintre fazele ei. Au cunoscut, domnule profesor și dragii noștri telespectatori, n-au cunoscut Templul cel construit de Regele Irod cu atâta și atâta trudă în cât timp, ci au cunoscut Templul cel zidit în trei zile nu? Ca așa zice, dărămați acest templu. Cel făcut de mână ce omenească. a făcut. și îl voi zidi în trei zile la loc. Iată, Ai. ele au cunoscut templul cel adevărat, cel nezidit și în același timp zidit, ridicat în trei zile Un din morți. Un templu ceresc pe care, iată, Dumnezeu ne-a învrednicit să îl putem vedea atât istoric cât și acum prin uh, Sfânta Împărtășanie. Și acum, acum mai mult decât de a-l vedea și de a-l simți și a-l trăi în noi. Pentru că, vedeți, noi nu vorbim aici despre însemnătatea sărbătorilor. Ne referim, emisiunea fiind duminica, ne referim doar la textele Evanghelilor din duminicele de peste an. Poate odată o să abordăm și semnificația unor sărbători. Și pentru că suntem încă în luna februarie, la începutul lunii a fost sărbătoarea întâmpinării Domnului și mă gândeam ce lucru deosebit se petrece cu noi față de ce s-a întâmplat sau s-a petrecut cu dreptul, dreptul Simeon, că acela doar l-a ținut în brațe pe pruncul Isus. Dar noi, mai mult decât atât, ne împărtășim, devenim una cu în Domnul Isus Hristos. cu El. Și devenim una cu El în mod deplin. sigur că da. Cel mai deplin mod posibil și real, adevărat ne fiind doar o simplă prefigurare ci o realitate, o realitate concretă, concretă da. pe care noi o putem vedea atât cu ochii trupului, că își vedem trupul și sângele mântuitor, dar în același timp și cu simțiile noastre, curațiunile noastre sufletești -nice. exact. Haideți să revenim la întâlnirea dintre Isus și femeia canăneancă observăm o credință foarte mare a ei, o credință însoțită și de fapte, pentru că ea a ieșit în calea Mântuitorului, l-a urmărit, deși el poate la început, cum ne și spune Scriptura, nu a băgat-o în seamă, dar totuși credința ei în faptul că Mântuitorul este Fiul lui Dumnezeu și care puterea să-i vindece fica, ea și-a arătat-o prin efortul ei de a continua să meargă și să strige în urma Mântuitorului Iisus Hristos, iar un teolog numit Epifanie Latinul sublinea faptul că această ieșire, ni se spune, și iată o femeie cananeancă din acele ținuturi ieșind, prin asta el ne arată că această femeie a ieșit din viața ei poate păcătoasă, din credința ei idolatră, păgână și ales să vină spre credința cea adevărată, spre Dumnezeul cel adevărat. Deci iată că această credință este însoțită de fapte, că vedem fapta ei, zelul sau râvna cu care îl urmărește pe Mântuitorul Iisus Hristos și în același timp credință însoțită de fapte bune, dar și de cuvinte, căci spune, fieți milă. Deci concretizează credința ei nu doar prin fapte bune, ci și prin cuvinte, prin care își arată supunerea și respectul față de Hristos. Da, foarte frumos acest, acest cuvânt al teologului citat, pentru că el, de fapt, subliniază această ieșire, nu? Se zice ieșind. Femeia a ieșit din cele ale ei. Pe loc mi-a sărit gândul la pilda fiului risipitor care va fi peste câteva duminici când intrăm în perioada triodului în care un alt o altă expresie de subliniat este aceasta și venindu-și în fire. Știți foarte bine? Venindu-și în fire. Revenirea fiului risipitor la starea de metanoia cum am zice noi. De căință, de părere de rău. Da. Deci ieșind... Și altcineva venindu-și în fire. Bun, mai departe. Iarăși, un lucru care poate părea la prima vedere mai greu de acceptat sau de crezut sunt sau este atitudinea Mântuitorului pentru că ne spune El, însă nu i-a răspuns niciun cuvânt. Deci, iată, i-a strigat în urma lui. Și suferind, el se făcea că nu aude. Dar El, nu i-a răspuns niciun cuvânt. Iar mai apoi mai departe, totuși după ce ea vine și îi se închină foarte important precizează Evanghelia că îi se închină, deci o altă faptă a credinței ei, pe lângă că a ieșit în calea mântuitorului și l-a urmat, s-a și, și închinat, s-a da? și, și închinat în fața lui și a spus: Doamne, ajută-mă. Deci, Doamne, ajută-mă și Mântuitorul iarăși aici îi adresează niște cuvinte care iarăși poate ne vine greu să credem că totuși mântuitorul ne-a spus. Ne exact. că a din partea mântuitorului. Nu este bine să i pâinea copilor și să o arunci câinilor. Deci cumva seamănă uh, pe cei care nu erau iudei cu și practici Și practic pe cei din neamul ei cu da. totul. Da? Chiar spunând că el a fost trimis doar pentru oile cele pierdute ale casei lui Israel. Dar iată că, totuși, credința ei o ajută și o îndeamnă să spună, într-o formă smerită, următoarele cuvinte. Da, Doamne, dar și câinii mănâncă din fărâmâtuile care cad la masa stăpânilor lor. Sfântul Ioan Gură de Aur spunea că aici avem un act profund de smerenie din partea femeii cananenci adică ea cumva își acceptă și își conștientizează poate nu doar atât statutul social pus de către poporul evreu, cât și poate credința sau inferioritatea credinței sau poate chiar și starea de păcat starea și de statutul, de păcat. statutul statutul ea se smerește. societății din care făcea ea parte se ea se smerește comparativ poate cu cărturarii cu farisei care erau mândri și se lăudau cu descendența fi lor trupească și sufletească din Avram, din Moise, din Noe Și Doamne îți mulțumesc că nu sunt ca omul exact. acesta Dar în același timp ei nu, vede ei nu vedeau dumnezeirea și mesianitatea Mântuitorului Iisus Hristos Iar această femeie în zmerenia ei îl vede pe Mântuitorul Iisus Hristos Drept cel care are putere asupra oamenilor Și acest lucru mă trimite cu gândul la cuvintele Scripturii că Dumnezeu celor mândri le stă împotrivă și celor smeriți le de dă chiar. har. Dar revenind la aceste cuvinte ale Mântuitorului sau la refuzului de la început, fericitul eronim spunea pe de-o parte că prin aceasta Dumnezeu, Mântuitorul Hristos, testează credința femei, cât de puternică, cât de mare este credința ei, dar în același timp spunea că el încă nu murise nu înviase nu se proslăvise prin înălțarea la cer motiv pentru care încă Evanghelia da credința cea adevărată încă nu trebuia um, vestită păgânilor. Deci momentan încă în acest moment din viața mântuitorului activitatea lui este îndreptată asupra evreilor el vine. Dorind ca evrei să cunoască credința cea adevărată, iată, prin Mesia, prin unul dintre ime. Dar, dacă observăm atent, deja când apostolii merg și îl vestesc pe Hristos păgânilor, deja păgânilor, credința creștină li se vestește prin prezentarea întregii Sfintei Trăimi, a Tatălui care se zmerește în Fiul, pentru că Hristos spune că cine cunoaște pe Fiul cunoaște pe Tatăl, eu și Tatăl luna suntem, amândoi fiind proslăviți de către Duhul Sfânt. Deci cumva păgânilor credința creștină îl prezintă direct pe Dumnezeu ca treime. Păgânii aveau să-L cunoască pe Dumnezeu și credința cea adevărată prin treime, prin cunoașterea Sfintei Treimi. În schimb, evreii aveau să-L cunoască sau Trebuiau să-l cunoască pe Dumnezeu mai întâi prin Mesia, căci El este cel mai proeminent în istoria poporului evreu. Dar mai apoi, dacă ne uităm în epistolele, Pauline, în epistolele Sobornicești, totuși deja în cazul păgânilor este prezentat Hristos, dar în același timp El este prezentat alături de Tatăl și de Duhul Sfânt. Deja deci că păgânilor avea să li se prezinte treimea persoanelor, iar evreilor doar fiul sau logosul cel cu care strămoșilor Moise, Avram, Isaac, Iacov au a vorbit. Dar în care bineînțeles că reprezentă lucrarea în mod tainic a Tatălui și a Duhului Sfânt. Și a Tatălui și a Duhului Sfânt. De aceea și epistola către evrei a Sfântului Apostol Pavel. Dacă o citim, o să vedem că acolo printre capitolele și versetele acestei epistole, foarte mult se vorbește despre mântuitorul Iisus Hristos, deci propovăduirea Lui și foarte interesant adresându-se evreilor, foarte interesant se face aproape în permanență o legătură între legea veche și legea nouă subliniindu-se că Mântuitorul Iisus Hristos este de fapt uh, cel trimis, este cel care s-a pogorât, pâinea care s-a pogorât din cer și care este de fapt, este de fapt fructi fructificarea profețiilor din toată legea cea veche pe care, bineînțeles, evreii o cunoșteau foarte bine. Da, ei aveau cunoștință de lege, de proroși, de profeții, însă totuși în liderilor, să spunem, spirituali sau unii dintre ei, nu toți, nu acceptau sau poate n-au reușit să cunoască cu adevărat înțelesul pe care urma Mesia să îl aibă. Rolul său de eliberator mai întâi sufletesc duhovnicesc și mai apoi, poate, unul. Politic. Și nu exclusiv unul administrativ, exact. politic și militar. Exact. Mai departe, ce se întâmplă în Evanghelia de astăzi? După acest gest de smerenie, deci această smerenie a ei și acceptarea statutului social sufletesc pe care ea are, totuși această smerenie îi atrage laudă din partea Mântuitorului, pentru că Mântuitorul spune o femeie mare este credința ta. Deci, Mântuitorul laudă credința femeii și poate nu doar această credință, ci și smerenia ei, pentru că ea și-a acceptat neputința. Nu a spus altceva, ci doar a acceptat statutul pe care îl are, dar în același timp spune foarte frumos că da, Doamne, dar și câinii se hrănesc din fărămituri care cad la masa stăpânilor, adică cumva că și cei care nu sunt, închinători ai Dumnezeu cel adevărat, totuși sunt dornici și pot să primească credința cea adevărată. Deci, până la urmă aici avem un dialog între biserica creștină și neamuri și popoare care acceptă credința în Isus și totuși este subliniat și efortul pe care și noi astăzi creștinii este bine să-l depunem în viața noastră duhovnicească. Pentru că știm din învățăturile Sfinților Părinți, din învățăturile unor mari duhovniști chiar români, că de multe ori omul este lăsat de Dumnezeu să insiste cu rugăciunile lui, cu nădejdea, cu speranța lui, tocmai pe, nu pentru că Dumnezeu... Și nu răspunde imediat, da, nu pentru că Dumnezeu nu aude. Nu, ci doar pentru că dorește ca acel om să înainteze tot mai mult. Putem avea aici în minte o imagine poate a unui părinte care își învață copilul să meargă. Noi observăm că părinții stau într-un anumit punct iar pe măsură ce copilașul înaintează ei se depărtează tot mai mult tot mai, pentru că ei tocmai se exerseze tot mai mult să poată face cât mai mulți pași. Iar dacă cumva vede că există posibilitatea că el să cadă atunci intervine foarte repede da, și îl, îl ridică. Deci aici avem un gest de Credință puternică din partea ei. Credință pe care o are și femeia samarineană, și foarte important, și sutașul, care cumva ne putem gândi că în credința lui el reușește poate să vadă într-un mod nedeplin rolul. Sau lucrarea logosului, a cuvântului lui Dumnezeu într-un tocmai prin cuvânt, că spune, Doamne, nu trebuie să vii la mine, tu doar spune și ea se va vindeca ori. Știm din învățătura ortodoxă că logosul, când a creat lumea, da, a creat prin cuvânt. El a spus și, și s-a făcut. făcut. Și iată că el aici vede și recunoaște calitatea lui de logos. De cel care prin cuvânt lucrează. Avea cu siguranță unele noțiuni de genul acesta. Știți că mari filozofi păgâni foloseau un termen legat de ceea ce a spus dumneavoastră mai devreme. Se numea termenul acesta logos spermaticos. Știți? Adică, logosul dinainte de logosul întrupat. Aveau această conștiință, cu siguranță, și el fiind. Roman, sigur, Logosul citise. Creator. Da, citise încă și pe alți filozofi, probabil din vechime, și de aceea avea această cunoștință. Da, femeia cananeancă, de bună seamă că putea să cârtească, nu? Câți dintre noi n-am cârtit astăzi, poate toți, majoritatea, dacă cineva ne-ar adresa o ofensă, nu? Să te numească cineva câine. Să spună că ești mai prejos decât un alt cetățean din lumea aceasta, sau decât o altă rasă, sau decât nu, o altă religie. Să zicem, ești inferior unor oameni, așa cum, de fapt, trimite cu gândul apelativul pe care îl adresează Mântuitorul. Și ne putem gândi că poate ea avea, poate, așteptări ca. Mântuitorul sau cel care deja despre care se știa se vorbea că este cel mai mare proroc sau este chiar Fiul Dumnezeu sau Mesia Poate avea așteptarea de la o, care, de la o blândețe directă Da, mai puțin De la o altă metodă de a o aborda Nu știm poate Sigur. surprinderea pe care a avut-o dar totuși Sigur. credința ei puternică a ajutat-o să treacă peste aceste aparente bariere și să înainteze tot mai mult în Și să stăruiască, să stăruiască în, în a cere ajutor și milă de la, de la Hristos. Da, pentru că aflăm și din viețile puznicilor că apropierea de Hristos nu este chiar foarte ușoară, este plină de obstacole, de eforturi, de răbdare, de stăruință. De piedici. Iată că putem spune că această Femei cananeancă este un prototip într-o oarecare măsură al vieții ascetice de stăruință de insistență de credință în Hristos și de acceptarea posibilelor obstacole pe care le putem întâmpina sufletești și trupești dar care dacă le biruim și rămânem tari în credință ne pot aduce nu doar. Măduire sau vindecare, ci și laudă și cinste din partea lui Dumnezeu. O femeie mare este credința ta. Deci, o cinste și mai de la fi, Dumnezeu. Mai poate fi, domnule profesor, o prefigurare a preoției instituite, că dumneavoastră deja ați spus, de o întâlnire tainică între acești oameni și Biserica Dumnezeului este cel adevărat, neinstituită încă. Mai poate fi o prefigurare a preoției din perspectiva mijlocirii. Nu că și Sfântul Apostol Pavel zice, faceți rugăciuni, cereri mijlociri. Deci îndeamnă să mijlocim. Că ea practic a mijlocit, nu? A mijlocit înaintea lui Dumnezeu pentru, pentru fica, fica ei. Sigur. Avem iarăși un argument nu, pentru rugăciunea sau mântuirea pentru credința celorlalți, pentru că de exemplu știm că în zilele noastre sunt mulți care contestă botezul copiilor că ei nu pot să-și mărturisească credința, că ei nu pot să mărturisească că Hristos este Dumnezeu, dar iată că totuși Dumnezeu lucrează în viețile unor oameni pentru credința altor. Avem acest caz și mai avem și cu slăbânul Gul din Capernaum. Iată că pentru credința și pentru eforturile prietenilor lui, celor patru, exact, el a fost tămăduit, tămăduit. și vindecat. Deci de aici și credința nașilor, care poate ajuta credința pruncului rugăciunile pe care noi le adresăm la biserică unii sau pentru rugă alții. Da, unii pentru alții rugați-vă unii pentru alții da. rugați-vă neîncetat neîncetat deci că totuși și pentru credința altora apropiații se pot mântui. Și avem aici exemple, pentru că, totuși, pentru credința ei puternică, Fica ei s-a tămăduit. Pentru credința sutașului, sluga sa s-a tămăduit, s-a vindecat. Așa este. Și pentru că ne apropiem de finalul misiunii, cum se încheie, practic, scurta, dar cuprinzătoarea Evanghelie din Duminica de astăzi? ea se încheie cu o încununare, cu o laudă și o cinste pe care Hristos îi oferă acestei femei pentru credința ei. Pentru că în această pericopă, ca să facem un rezumat, ne este descris urcușul nostru duhovnicesc, întreaga noastră viață pământească. Ne naștem, și acceptăm sau nu credința în Hristos. Avem momente bune sau momente grele, momente în care îi cerem ajutorul lui Dumnezeu și poate nu ne răspunde pe moment, dar atunci să avem răbdare, să stăruim în credință, în rugăciune și în speranța că Dumnezeu ne va ajuta și va aduce pacea și liniștea încă de pe pământ în sufletul nostru, ca mai apoi la final, reușind și învrednicindu-ne de viața cea veșnică pentru întregul nostru efort să putem să auzim și noi ca și acea femeie din partea lui Dumnezeu o omule mare este credința ta fie ție cum o ești exact deci este chiar se încheie cu în cununarea la care omul este chemat să vină în rai să fie în cununat și să i se redea cinstea pe care Dumnezeu i-a așezat-o de la început. bună și credincioasă. Iarăși ce peste se va auzi ține ai peste pus peste multe te, te voi, voi pune. pune. Da. Mulțumim pentru tîrcuirea Evangheliei de astăzi din duminica aceasta a cananencei și a fiicei ei, iată vindecate în chip minunat și de la distanță de către Domnul Isus Hristos. În încheiere, iată cred că mai avem cel puțin un un minut. Dacă ai putea să ne vorbești ceva despre eu știu un cel puțin un proiect actual de cercetare sau ceva din ceea ce presupune lucrarea de doctorat sau ceva pe ce te axezi în perioada de timp în care filmăm această emisiune, de exemplu. Sigur, în clipa de față chiar mă axez, să spun, pe tema centrală sau pe punctul central al lucrării, anume pe studiul comparativ între învățătura părintelui profesor Dumitru Stăniloae despre satologie, despre viața de apoi și a unui renumit teolog încă este în viață, din Germania, Jürgen Molman, un teolog protestant și un studiu comparativ între teologia celor doi. Ei au fost prieteni buni, s-au respectat și s-au apreciat reciproc și chiar în, în, în tratare esatologiei, părintele profesor Dumitru Stăniloae laudă cumva pe acest teolog spunând că totuși el alege să iasă din Tiparele clasice ale teologiei protestante despre prezentarea esatologiei, și cumva să vadă că esatologia începe acum de pe pământ și începe tocmai cu efortul nostru de a ne îmbunătăți, de a ne desăvârși atât în plan social cât și sufletește. Adică, acest teolog Jürgen Molman spunea că, totuși, este bine ca omul în procesul său esatologic adică de pregătire în pentru devenirea că, exact, esatologică. să înceapă să facă binele și să-i ajute pe toți ceilalți oameni atât economic deci financiar material exact cât și sufletește Adică la locul de muncă sau în societate cât și uh, sufletește arătând cumva și el că procesul acesta începe încă de acum din această viață concretizându-se în mod exact sau desăvârșindu-se în mod exact abia în viața de apoi. Atunci, cu siguranță, lucrarea sau teza de doctorat undeva va trebui să cuprindă și o explicație sau cel puțin o detaliere a unui cuvânt al Mântuitorului Iisus Hristos, cred că nu greșesc, este din Evanghelia de la Ioan, împărăția lui Dumnezeu este lăuntru vostru. Mulțumim pentru prezență. Și vă mulțumesc frumos pentru invitație. Dragii noștri telespectatori, vă mulțumim și dumneavoastră că ne-ați urmărit. Dacă ziceam și la începutul emisiunii, n-ați reușit unii dintre dumneavoastră să urmăriți tot, se poate începând de mâine, pe Facebook, pe YouTube și acolo unde există canalele televiziunii Europa Nova din Timișoara. Noi ne oprim aici. Mulțumim încă o dată domnului profesor Tudor Muntean pentru prezența în această seară în emisiune și vă dăm întâlnire și duminica viitoare. Doamne, ajută!